Mulțumesc celor care au slujit seară de seară, mulțumesc corului bărbătesc și zicem să-i binecuvinteze Domnul. Celor care au slujit la ușă, în rugăciune, în cântare, celor care ați participat în fiecare seară sau doar în unele din seri, așa cum v-a permis programul. Aș vrea să vă salut în mod special pe cei care în seara aceasta sunteți prima dată la seriile din săptămâna aceasta, nu prima dată la Emanuel. S-ar putea să fie și așa ceva, dar seara aceasta este prima seară când ai reușit să vii. Arată în primână ridicată cei care seara asta sunteți prima dată la evangelizare. Să vă binecuvinteze Domnul! Bine ați venit, dragilor! Ne uităm la intervenții speciale ale lui Dumnezeu în viața noastră a pământenilor, intervenții pe care evanghelistul Ioan le numește semne și minuni, prin care Dumnezeu vrea să ne oprească din drumul nostru spre iad, să ne reîntoarcă fața spre cer și să ne arate calea într-acolo. Și în fiecare seară ne-am uitat la câte o minune și un semn pe care l-a făcut Dumnezeu și modul în care s-a apropiat de oameni în împrejurările specifice vremii de atunci și oamenilor de atunci. Ca să înțelegem că același Dumnezeu se apropie de noi în împrejurările vieții noastre, așa cum trăim noi viața de astăzi, aici, în Oradea, în România, în alte localități, sau români plecați peste hotare. În seara aceasta, tema este semne și minuni. Atunci când ai pierdut controlul asupra lucrurilor. Semne și minuni când îți fuge pământul de sub picioare. Și în mod special ne vom uita să găsim răspuns la întrebarea de ce în același accident de mașină unii mor și alții scapă. De ce în același salon de spital cu același diagnostic unii pleacă în veșnicie, alții se întorc pe picioare acasă? Oare de ce unii se duc și alții rămân? Și ca să avem perspectiva lucrurilor cât mai corectă în ceea ce ne privește, e important să ne aducem aminte că trăim pe o planetă așezată în sistemul nostru solar, din galaxia Calea Lacteie, care este una dintre cele mai mici galaxii dintr-un univers imens în care sunt peste 200 de miliarde de alte galaxii. Ca să n-avem o părere mai înaltă despre noi decât se cuvine, practic trăim pe un boț de pământ, într-un univers imens. Și planeta noastră nu este nici de cum cea mai impresionantă din univers. Și nici galaxia noastră nu este cea mai mare din univers. Și pe planeta aceasta trăiesc, la ora actuală, 7.644.000.000 173.000 de oameni. Asta e populația lumii la ora actuală, cu următoarea corectură. În fiecare minut se nasc alte 270 de persoane. Deci de când am anunțat de o populație, deja s-a schimbat cifra. În fiecare secundă se nasc aproximativ 5 copii. Și toți trăim pe planeta aceasta, pe boțul acesta de pământ, de noroi. Și problema fundamentală este că toți acești oameni suferă de o boală terminală. Toți locuitorii planetei noastre,
Toți suferim de o boală terminală. Ascultați cum o prezintă Scriptura. În Evanghelia după Roman, capitolul 5, versetul 12 spune de aceea: după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. Vreau să precizez, nu doar cei care sunt la secția de oncologie suferă de boală terminală. Toți locuitorii planetei suferim de o boală terminală. Și Biblia spune în Epistola către Evrei, capitolul 9, versetul 27, că este rânduit oamenilor să moară o singură dată. Asta înseamnă că toți oamenii au acest virus, avem acest microb în noi, această boală terminală, și trăim o vreme aici, dar ajungem la punctul terminus. Și în fiecare minut mor 112 persoane de pe pământ. Aproximativ 2 persoane pe secundă. Trăim pe planeta aceasta în care Biblia spune suntem străini și călători. Venim, intrăm în călătoria aceasta, mergem pe ea o vreme, mai lungă sau mai scurtă, și ajungem la capătul terminal. Și plecăm de pe pământ. În prima seară, duminică, am menționat cugetarea aceea pe care am găsit-o într-o revistă, la bordul unui avion în timpul unei călătorii, cugetare care spunea călătoria este mai importantă decât destinația. Așa că stai comod și relaxează-te. Călătoria este mai importantă decât destinația. Citind Biblia, Dumnezeu spune destinația este mai importantă decât călătoria. Oamenii care călătoresc pe pământul acesta spun călătoria e importantă, Dumnezeu spune destinația este mai importantă. Și în Psalmul 139, Dumnezeu ne anunță că ziua nașterii noastre și ziua plecării noastre de pe pământ sunt stabilite. Tu mi-ai întocmit rărunchii. Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când a fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite. Mai înainte să fi fost vreuna din ele. Zilele fiecărui pământean sunt rânduite. Și în cartea Eclesiastul, capitolul 7, versetul 8, Biblia spune mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. E important cum ajungem la capătul drumului și unde plecăm de aici. În timpul călătoriei noastre, Dumnezeu care ține tot universul acesta imens în mâinile sale, Dumnezeu care a creat pământul, Dumnezeu care a creat omul, Dumnezeu care a așezat furnicarul acesta de ființe pe boțul acesta de pământ, Dumnezeu este preocupat de tine și de mine, Dumnezeu este preocupat să ne iasă în cale, să facă semne și minuni, să ne arate drumul bun. Pentru că în timpul călătoriei noastre să nu ne rătăcim, să nu o luăm în direcție greșită.
În seara aceasta, Dumnezeu vrea să ne iasă înainte prin lucrări miraculoase pe care le face în vremea călătoriei noastre, în împrejurări mai grele, mai neplăcute. Și cu excepția câtorva oameni care sunt mai anxioși de felul lor. Ce înseamnă anxios? Un om care se teme că după fiecare frunză, fiecare tufiș, după fiecare scaun, după fiecare intersecție, e o primejdie. Anxioși sunt oamenii care se tem că sunt necazuri și tragedii după orice umbră. Cu excepția acestor oameni anxioși, toți ceilalți suntem mult mai optimiști și când ne trezim dimineața, avem planurile zilei bine făcute și pornim la drum cu un anumit elan, cu un anumit entuziasm. În viața ucenicilor Domnului, în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, tocmai s-a terminat un episod extraordinar. Înmulțirea pâinilor, un miracol pe care l-a făcut Domnul Iisus în prezența a 5.000 de bărbați, în afară de femei și copii, un miracol extraordinar, din 5 pâini și 2 pești, a hrănit toată mulțimea aceea, pentru că atunci când a luat pâinile, le-a binecuvântat și le-a frânt, în mâinile lui s-a produs miracolul acela. Și pe măsură ce frângea pâinile acelea erau date și nu se termina ce era în mâna Domnului, dar ajungea la toată lumea pentru că era un miracol dumnezeiesc. S-a terminat ziua aceea, zi de primăvară. Zi de primăvară senină, aprilie. Biblia spune că era multă iarbă. Vreme plăcută, zi plăcută. S-a terminat ziua și seara Domnul Iisus a dat drumul noroadelor să meargă spre casele lor și a lăsat și ucenicii să plece înspre Capernaum, să treacă Marea Galilei dincolo. O seară senină și liniștită. Nu era pic de nor pe cer. Marea liniștită, majoritatea ucenicilor pescari pe Marea Galilei, majoritatea ucenicilor obișnuiți cu lucrul acela, obișnuiți să călătorească cu acele ambarcațiuni, denumite aici corăbioare, absolut nimic nu anunța că ar fi vreo primejdie. Ba mai mult, ei erau liniștiți, niciunul dintre ei n-avea cugetul încărcat, nu se temea, oare nu se despică marea, nu mă înghite, nu se întâmplă ceva. Au pornit la drum cu încredere. Și Biblia ne spune că după ce au urcat în corabie, au pornit la drum cu toate lucrurile care sunt cât de posibil de liniștite și de încurajatoare. S-a pornit un vânt. Un vânt din direcția opusă, care a stârnit valurile și spun cei care cunosc zona aceea că valurile pot atinge 3 metri și ambarcațiunea aceea este una simplă, este o corăbioară cu vâsle și ucenicii vâslesc și ajung în mijlocul mării și vântul e atât de tare încât mai să se scufunde corabia. Și lucrurile scapă de sub controlul lor. Istoria aceasta se repetă în mii și mii de variante. În mii și mii de variante. Atâția oameni care încep ziua, încep călătoria și au impresia că totul va fi liniștit. Și pe neașteptate vin necazurile. Îngăduiți-mi să vă spun cum a arătat anul 2018 în România. Dintre cei 20 și ceva de milioane dezbateri, câți a mai rămas, câți mai suntem, Domnul cu mila peste țara noastră, anul trecut, la 1 ianuarie 2018, dintre cei care au început anul, 260.000 n-au mai încheiat anul. 260.000 de români au plecat. Au plecat în veșnicie. Cauza numărul 1 a plecărilor, a deceselor în România, sunt bolile cardiovasculare.
boli cardiovasculare, unde medicii includ și boli de inimă și accidentele vasculare cerebrale. Cauza numărul 1 a mortalității în România. Întrebare. Nu știu dacă ai libertatea să spui câți de aici suferim cu inima. Câți de aici avem probleme cu tensiunea? Câți dintre noi avem boli în această categorie cardiovasculare? Nu o să pun să ridicăm mâna. Dar imaginați-vă că au fost mii și mii de semeni ai noștri care au început anul cu diagnosticul tău sau diagnosticul meu și n-au mai încheiat anul. Cauza numărul 2 a mortalității în România sunt bolile canceroase, tumorile. Pe locul numărul 2, oamenii care au boli canceroase. Au început anul, dar nu l-au mai terminat. Ai diagnostic în zona aceea. De ce ei au terminat anul și tu încă îl mai continui? Pe locul numărul 3 sunt bolile digestive. În zona stomacului și a traiectului digestiv. Câți dintre noi n-au probleme de natură digestivă? Semenii ai noștri cu același diagnostic al tău sau al meu au început anul, dar nu l-au mai terminat. Pe locul numărul 4, bolile respiratorii. Bolile respiratorii. Vreau să vă mărturisesc că abia am început săptămâna cu toate necazurile după o viroză cu complicații și toate celelalte și vreau să vă mărturisesc că sunt pe antibiotic. Dar în situația aceasta, în care unii au început anul cu tulburări respiratorii, inclusiv dintr-o gripă, zicem noi, banală, unii au plecat în veșnicie. Dar bolile acestea care afectează traiectul respirator, plămânii, unii au început anul și nu l-au mai terminat. De ce am rămas noi? Pe locul numărul 5, accidentele de circulație și la locul de muncă. Câți ați fost pe șosele anul acesta cu mașina? Mâna sus cei care ați fost pe șosele. Doamne-i milă! În anul acesta, pe șoselele din România, au fost 7.771 de accidente. Doar pe șosele din România, nu românii care au avut accidente în alte țări. Doar pe șosele din România, 7.771 de accidente, 1.685 de persoane au decedat, 7.365 au rămas cu răni grave după accidente și 3.131 au rămas cu răni ușoare. Am întrebat câți am fost pe șosele în anul care a trecut, nu întreb câți am avut accidente, că dacă nu le-ai spus la asigurări, s-ar putea să te vadă ceva la asigurări și să-ți mărească prima de asigurare. Dar unde au ieșit de acasă cu mașina și s-au întors în sicriu? Noi am ieșit de acasă cu mașina și ne-am întors pe picioare. De ce? Care este explicația? De ce îngăduie Dumnezeu toate lucrurile acestea? Ce învățăm din ele? Cum vrea Dumnezeu să ne iasă înainte în asemenea împrejurări? Mai întâi, aș vrea să ne uităm la faptul că nu mor de boli cardiovasculare numai oamenii răi și păcătoși. Mor de boli cardiovasculare și oamenii pocăiți. Așa-i?
Nu mor de cancer numai oamenii răi și păcătoși, mor și pocăiții, oamenii buni. Nu mor de tulburări gastrointestinale numai oamenii răi, mor și aia buni. Nu mor de afecțiuni respiratorii numai aia răi și scapă toți cei buni. Nu mor în accidente de circulație numai aia răi și scapă toți cei buni. Oare de ce unii pleacă și alții rămân? Vom începe să căutăm răspunsul întrebându-ne de ce unora dintre oamenii care sunt neîntorși la Dumnezeu, care nu s-au împăcat cu Dumnezeu, Dumnezeu le ia viața printr-o boală, printr-un accident, printr-o tragedie. Care este răspunsul? Ce ne spune Biblia? În cartea profetului Daniel, capitolul 8, versetul 23 este un răspuns care e important să-l auzim cu inima. La sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor lor. Fiecare om când pleacă la drum în viața aceasta are din partea lui Dumnezeu o măsură a nelegiuirilor. Dumnezeu are unitate de măsură a nelegiuirii, a păcatului. Când un om a umplut măsura, Dumnezeu îl ia de pe fața pământului. Acum, problema mare este că doar Dumnezeu știe măsura. Niciun om nu știe care e măsura. Și când un om a cărui măsură s-a umplut, Dumnezeu care i-a dat pe drum o mulțime de semne și minuni, să-l oprească de pe drumul acela, să-i schimbe viața și calea, Dumnezeu se uită că omul acela n-a învățat nimic, nu s-a oprit, a umplut măsura și Dumnezeu intervine. Știi care e vestea bună? Dacă nu ne-a luat viața până în seara aceasta, înseamnă că încă până în seara asta nu s-a umplut măsura. Mă rog ca Dumnezeu să ne oprească înainte de a se umple măsura. Dar niciunul dintre noi nu știe dacă nu se umple măsura noaptea aceasta sau în ziua de mâine sau în anul acesta. Dar o să zici, bine frate Paul sau domnul Paul, cum vrei să te adresezi, dar au fost oameni mai răi care au rămas în viață decât cei care au plecat. Acum doar Dumnezeu știe măsura păcatelor și El cunoaște în mod desăvârșit. Cunoașterea noastră este limitată și subiectivă. Noi vedem la suprafață, dar Dumnezeu cunoaște inima. Dar este ceva care merită să auzi și să auzi din nou cu inima. Dacă un om este pe calea păcatului, este pe calea care duce la pierzare, dacă se apropie de umplerea măsurii, și dacă se întâmplă ceva miraculos, Dumnezeu poate să-i mai lungească zilele. Întoarceți, vă rog, la Evanghelia după Luca, la capitolul 13. Evanghelia după Luca, la capitolul 13. Domnul Iisus a mai spus pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa, a venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Tai el jos, ce să mai cuprindă și pământul? Degeaba. Asta este decizia. Smochinul acesta și-a împlinit măsura. A umplut-o. Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur, am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod, dacă nu, îl vei tăia. Știi ce ne spune pilda aceasta? Dacă ai pe cineva care se roagă pentru tine, dacă ai pe cineva care înaintea lui Dumnezeu spune, Doamne, mai dă-i har!
Doamne, nu-l lua de pe pământ. Doamne, nu-i lua viața. Doamne, mai dă-i har. Am să continui să mă rog pentru el sau pentru ea. Și dacă este cineva care mijlocește pentru tine, Dumnezeu îți mai poate da o dispensă la măsura aceea, pentru că cineva mijlocește pentru tine. Înțelegeți de ce ne rugăm în fiecare seară? Înțelegeți de ce ne rugăm în fiecare seară? Rugăm pe Dumnezeu să vă mai dea și să ne mai dea zile. Și rugăm pe Dumnezeu ca în zile care ne dă. Să înțelegem ce ne spune Apostolul. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dacă ai ajuns să vezi lucrurile acestea, e semnul și minunea lui Dumnezeu că vrea să te oprească și să te întoarcă. Acum, cei care pleacă din lumea noastră, oamenii a căror măsură s-a umplut, pleacă din lumea noastră, unii mor în condiții obișnuite. Nu e nimic dramatic. De exemplu, Irod cel Mare, cel care a omorât copiii din Betleem și a vrut să-l omoare pe Domnul Iisus, a murit de bătrânețe la el în palat, în patul lui. Nepotul lui însă, Irod Agripa, cel care a tăiat capul apostolului Iacov și a vrut să-l execute și pe Petru, a murit într-un mod dramatic, l-a lovit un înger al lui Dumnezeu și Biblia spune, a murit mâncat de viermi. Ce s-a întâmplat? Când l-a lovit îngerul lui Dumnezeu, imaginea este cât se poate de absolut te afectează emoțional. Practic în clipa aceea, din organismul lui au țâșnit viermi în timp ce era viu. Și viermii l-au mâncat de viu. A fost o moarte atât de înfiorătoare, încât consemnează Biblia, a murit mâncat de viermi în fața lor. Unii mor în condiții obișnuite. Alții mor în condiții dramatice. Și Dumnezeu lucrează uneori ca să-i trezească pe cei din jur în dramatismul unor asemenea situații. Cei care rămân pot să rămână cu consecințe grele în trup după o boală. Dacă ai făcut un accident vascular cerebral, poți să rămâi cu sechele. Dacă ai făcut un infarct, poți să rămâi cu alte sechele. Dacă ai făcut altceva, poți să rămâi. Dacă ai avut un accident, poți să rămâi cu urmări. Sau poți să fii cu urmări minore. Toate lucrurile acestea însă sunt avertizările lui Dumnezeu că viața noastră este una care se apropie de linia finală. Doar o să-mi spuneți, frate Paul, dar mor și oamenii buni, mor și oamenii credincioși, oamenii pocăiți. Așa este că murim și noi pocăiții. Da sau nu? Da. Dar de ce mor pocăiții? Spuneam la început că toți oamenii de pe planeta noastră suferă de o boală terminală. De ce mor cei credincioși? Sunt câteva răspunsuri pe care le dă Biblia. Mai întâi, un om credincios pleacă din lumea aceasta că și-a încheiat alergarea. Apostolul Pavel spune, m-am luptat lupta cea bună, am păzit credința și mi-am isprăvit alergarea. Omul acesta și-a încheiat lucrarea pe care i-a dat-o Domnul aici pe pământ, a fost credincios și a lucrat și a ajuns la capătul lucrării, a terminat ce i-a dat Dumnezeu să facă, este pregătit pentru cer și spune, sunt strâns din două părți. Mi-aș dori mult mai mult să plec acasă, spune Pavel. Sunt gata să mă duc acasă la Domnul. Deja este dezlegat de pământ și este mai legat de cer. Am cunoscut mulți asemenea oameni care intră în faza aceea în care
parcă nu mai au puncte de contact cu pământul. Din ce în ce mai mult sunt legați de cer. Fiecare fibră a sufletului lor este tot mai ancorată în cer. Și pământul acesta este tot mai puțin atrăgător. Și când ajungi la punctul acela, Dumnezeu te ia acasă. În vara aceasta, Dumnezeu l-a luat pe fratele meu, pe Florin. N-avea niciun fel de boală care să anunțe ceva grav. Și făcuse analizele cu câteva săptămâni înainte și toate erau în limite normale. Și în mai puțin de 15 minute, sâmbătă seara, la ora 10 și ceva, a plecat acasă la Domnul. Și a încheiat alergarea. Și a isprăvit lucrarea. Domnul l-a chemat acasă. Alții pleacă acasă din anii tinereții. Cunosc studenți de la Universitatea Emanuel cu o viață deosebită. Și-au sfârșit alergarea la 20 de ani. Și-au împlinit lucrarea pe pământ la 19 ani. Și-au împlinit lucrarea la 30 de ani alții. Am la ora actuală colegi păstori care sunt pe rampa de plecare spre veșnicie. Când ne încheiem lucrarea, nu contează vârsta, Dumnezeu știe lucrarea care ne-a dat-o, Dumnezeu ne vede credincioșia, Dumnezeu vede când suntem gata și Dumnezeu decide când ne duce acasă. A doua situație, în cazul celor credincioși, și vă rog să fiți atenți, dragi frați și surori în Hristos, Dumnezeu ia pe cineva de pe pământ când, dacă l-ar mai lăsa pe pământ, ar face mai mult rău. Dumnezeu îl ia de pe pământ ca să nu îl lase pe diavolul să-și bată joc de el și să facă mai mult rău. Dumnezeu îl ia de pe pământ înainte de a aluneca în lucruri mai rele. Sunt multe exemple în Biblie. Unul dintre ele este înfiorător. În Vechiul Testament, Dumnezeu trimite un om al lui să vorbească împotriva altarului de la al lui Ieroboam și spune Dumnezeu, te duci acolo, rostești judecata lui Dumnezeu, nu te oprești, nu stai de vorbă cu nimeni, nu găzduiești și te duci. S-a dus și când s-a împlinit lucrarea aceea, a fugit după el un om din cetate, din Samaria și a spus, și eu sunt un om al lui Dumnezeu. Haide că mie Dumnezeu mi-a spus, nu, un înger mi-a spus, că trebuie să vii la mine să te găzduiesc. S-a bătut de la porunca lui Dumnezeu și din momentul acela ar fi strâmbat căile Domnului și ar fi făcut mai mult rău și la întoarcere de acolo Dumnezeu i-a luat viața. Dacă ai ajunge în faza în care zilele pe care le mai avea ar face mai mult rău, Dumnezeu spune, te iubesc așa de mult încât nu te las să faci răul acela. De aceea spunem, Doamne, cercetează-ne inima și nu ne lăsa să facem lucruri rele, ci ajută-ne să facem lucruri bune. Dar mai este o situație în care Dumnezeu se uită la noi și spune, încă nu mi-am terminat lucrarea cu tine, încă mai am de lucru. Încă mai am de lucru. Și Apostolul Pavel spune, dacă mai rămân, rămân pentru că mai are Dumnezeu de lucrat prin mine între voi și rămân de dragul vostru. Și dacă Dumnezeu n-a terminat lucrarea, Dumnezeu ne mai lungește zilele ca să împlinim lucrarea. De aceea am un cuvânt de încurajare pentru cei care spun, fraților, eu am lucrat destul, să mai lucreze și alții. Ai grijă să nu termini lucrarea înainte de a termina Dumnezeu cu tine. Nu ieși înainte de Dumnezeu să-i spui tu lui Dumnezeu că vrei să le așezi toate deoparte. Apostolul Pavel spune, câte vreme este ziua, trebuie, Domnul Iisus spune, câte vreme este ziua, trebuie să lucrez. Atenție! Am vrea să putem fi folositori lui Dumnezeu și câte vreme are de lucru cu noi, să putem lucra.
Dar pentru cei care rămânem, pentru că Dumnezeu mai are de lucru noi, mai este un aspect. Dumnezeu are de lucru în șlefuirea noastră pentru cer. Dumnezeu mai are de șlefuit în noi ca să ne pregătească pentru cer. În așa fel încât caracterul nostru să fie potrivit pentru plecarea de aici de pe pământ în veșnicie. Și Dumnezeu ne poate trece prin încercări, prin furtuni, ca să ne șlefuiască și să ne întărească în credință. Dumnezeu poate să lase aceste necazuri în așa fel încât, procedând la fel cu ucenicii, i-a lăsat în furtuna aceea pe Marea Galilei ca să le dea o lecție de maturizare în credință. Și mai rămânem aici pe pământ în următoarea situație. Dacă cineva mijlocește pentru noi și cere lui Dumnezeu să ne mai țină. În epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 1, apostolul Pavel le scrie celor din Filipi și le spune următorul lucru. Căci știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Biserica din Filipi se ruga pentru Pavel, care era în pușcărie și putea să fie condamnat, și biserica se roagă pentru el și Pavel spune: sunt încredințat că Dumnezeu vă ascultă rugăciunile. Într-o zi, veneam cu avionul de la București spre Oradea, la scurtă vreme de la decolare, comandantul ne-a anunțat că este o defecțiune mare la motor și trebuie să ne întoarcem din nou și să aterizăm de urgență la București. Și a început pregătirea cabinei pentru aterizare la București. Și după câteva minute ne-a spus că nu primește acordul de aterizare la București și trebuie să ne continuăm drumul spre Oradea. Vă spun că s-a așezat un fel de spaimă a morții în cabina avionului. M-am uitat la oameni care erau în cabină și îi trecuseră sudorile, erau sudorile acelea reci. Când te-a anunțat că este defecțiune majoră și că nu dă voie să se întoarcă. Am ajuns cu bine la Oradea. De la aeroport m-am dus direct la școală. Fratele Doru mi-a ieșit înainte și m-a întrebat: ce s-a întâmplat? Și îl întreb: de ce mă întrebi? Și îmi spune: în urmă cu 50 de minute eram în birou și dintr-o dată am simțit că Dumnezeu îmi pune pe inimă povara să mă plec pe genunchi și să mă rog pentru tine. Am simțit că ești într-o primejdie și nu știam ce și l-am lăsat pe toate, m-am plecat pe genunchi și m-am rugat ca Dumnezeu să te izbăvească. M-am uitat la ceas și a spus: exact atunci ne-a anunțat că este defecțiune majoră și că nu ne putem întoarce. Rugăciunile acelea au fost ascultate de Dumnezeu și a ținut avionul. Că Dumnezeu mai avea de lucru cu mine. În anii 90, eram în Statele Unite cu toată familia, organizație misionară ne-a invitat pe mine ca să slujesc organizația într-un proiect al lor și apoi au hotărât să aducă și familia, Delia și fetele. Și când ne-am întors acasă, cu două zile înainte de întoarcere, i-am spus lui Delia că simt o neliniște atât de mare în suflet, încât nu am libertatea să ne întoarcem acasă pe ruta pe care ne-au rezervat biletele de întoarcere. Am mai stat câteva ceasuri, neliniștea aceea inimii s-a accentuat și m-am dus la cei care ne-au invitat și ne-au făcut rezervarea de bilete și le-a spus: am o rugăminte. Schimbați-ne ruta pentru că n-am liniște în suflet să mă duc pe ruta aceea. Acum, cei care călătoriți știți că astea seamănă a mofturi.
Adică ți-am cumpărat biletul, ți-am făcut toate serviciile acestea și acum mai vii și cu mofturi să schimbăm ruta. Și a spus, n-am liniște în sufletul meu. Schimbarea biletelor înseamnă penalități, înseamnă costuri și o asemenea cerere înseamnă n-ai obraz. Dar n-aveam liniște în suflet. O neliniște atât de puternică încât nu puteam să accept că mergem în direcția aceea. După insistențele mele, cu supărările de rigoare, ne-au schimbat biletele. Când am ajuns acasă, am primit mesaj de la ei. A fost mâna lui Dumnezeu. Avionul acela pe care aveați biletele s-a prăbușit și n-a mai supraviețuit nimeni. Dragii mei, pornim la drum și avem impresia că suntem stăpâni pe situație. Pornim la drum și întoarcem spatele lui Dumnezeu. Și în ziua aceea în care ucenicii au plecat la drum, în seara aceea, nu părea nimic. Și când au plecat la drum, asistaseră la cea mai mare minune publică, 5.000 de oameni acolo. Fiecare minune e mare, dar când vorbim de câți au asistat la ea, minunea mulțirii pâinilor este cu populația cu cel mai mare număr de oameni. Și pornesc la drum și vâslesc o noapte întreagă, vreo 7-8 ceasuri, se luptă ca să scape și nu-i scăpare. Și spre dimineața, a patra strajă este între ora 3 noaptea și 6 dimineața. În timp ce valurile și vânturile erau mai tari decât ei, vine Hristos la ei călcând peste valuri. Ceea ce pentru ei era amenințare de moarte, pentru Hristos era șosea, era alee de plimbat. Vine Hristos și se plimbă peste valuri ca să ne ajute să înțelegem ce trece peste noi să ne îngroape, este sub picioarele Lui. Ce ne îngroapă pe noi, nu-L îngroapă pe El. Ce ne amenință pe noi, nu-L amenință pe El. Ca să ne învețe, să ne întoarcem fața, să spunem, Doamne, dacă mai avem de călătorit, vrem să călătorim cu Tine. În noaptea aceea, miracolul este că Domnul Iisus umblă pe ape, când ajunge aproape de ei, speriați, obosiți în noapte, în întuneric, erau terminați după noapte de luptat cu vânturile și valurile, îl văd pe Iisus umblând peste valuri, au impresia că este o stafie, o nălucă. Intră groaza în ei și țipă, asta ne mai lipsea. Numai că în clipa aceea, liniștea lor este în cuvântul Domnului Iisus, eu sunt. Eu sunt, să nu vă temeți. Și când Domnul spune, eu sunt, El este izbăvirea noastră. El este ajutorul nostru care nu lipsește niciodată în nevoie. El este Cel care poate să vină în mijlocul furtunii și a valurilor. El este Cel care poate să potolească vântul și valurile. Și în clipa aceea, Petru care îl vede pe Domnul că se plimbă peste valuri, spune, Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin și eu la Tine peste valuri. Petru spune, Doamne, dacă asta este ceea ce faci Tu, aș vrea să mă duc și pe mine pe căile Tale. Vreau să vin și așa. Domnul spune, vino. Și Petru iese din corabie și calcă peste valuri. Biblia nu ne spune câți pași a făcut, dar a mers câțiva pași peste valuri. Și Biblia spune că în clipa următoare Petru și-a îndreptat ochii să vadă vânturile și valurile cât de mari. Și când și-a luat ochii de la Domnul Iisus și s-a uitat la vânturi și la valuri, știți ce s-a întâmplat? S-a scufundat. Și în clipa în care s-a scufundat, s-a întors din nou spre Iisus și a spus, Doamne, scapă-mă. Și în clipa aceea, Domnul și-a întins mâna și l-a luat pe Petru. Și-au intrat amândoi în corabie. Și Biblia spune, imediat barca a ajuns la destinație. Vreo 6-7 kilometri i-au făcut imediat. Pentru că vânturile și valurile se potolesc. Acum, suntem în călătorie. Destinația este mai importantă decât călătoria. Destinația este mai importantă. Știi care este destinația? Știi unde te duce? Cel care a venit să ne deschidă calea spre cer.
A venit ca să facă minuni și semne care să-ți arate calea spre acolo. Și seara aceasta se apropie de inima ta și spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Voi cina cu el. Și el cu mine începe o relație care pornește de aici, de pe pământ și continuă toată veșnicia. Și călătorești cu el. Și când s-a încheiat alergarea de aici, de pe pământ, ne ia de mână și duce acasă. Și vom fi totdeauna cu Domnul. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Știu că sunt aici oameni care au trecut prin accidente teribile și au scăpat. Ar fi putut depune mărturii cu tremurătoare. Știu că sunt oameni aici care au trecut prin boli grave și au scăpat. Știu că sunt oameni care sunt aici și sunt bolnavi acum cu diagnostic și diagnostic greu. Că suntem oameni care avem impresia că suntem sănătoși și stăpâni pe situație. Și să avem impresia că nu avem nevoie de Domnul. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Am câteva întrebări la care am să vă rog să-mi răspundeți cu mână ridicată în timp ce ne rugăm, când nimeni nu se uită nici în stânga, nici în dreapta. Prima întrebare. Câți dintre cei ce suntem aici suferim de vreo boală în trup, de care suntem conștienți? Mâna sus dacă suferi de vreo boală în trup. Vă mulțumesc. Sunt așa de mulți și suntem așa de mulți. Dacă suntem în viață, este harul lui Dumnezeu. Dacă suntem de partea aceasta veșniciei, este dragostea lui Dumnezeu. Dacă suntem împăcați cu Dumnezeu, este chemarea lui Dumnezeu să continuăm să lucrăm pentru El. Dacă nu ești împăcat cu Dumnezeu, este semnul pe care ți l-a pus în trup. Să spună, destinația este mai importantă decât călătoria. A doua întrebare. Câți dintre cei care suntem aici am avut accidente de mașină sau accidente la locul de muncă? Vă rog să-mi arătați cu mână ridicată. Vă mulțumesc. Dacă am scăpat cu viață, este harul lui Dumnezeu. Și dacă suntem ai Lui și am scăpat cu viață, este chemarea lui Dumnezeu să-i rămânem credincioși până la capăt. Dar dacă nu ești împăcat cu Dumnezeu, miracolul acela că ai scăpat cu viață, din accident și ai ieșit din spital, dacă ești în seara aceasta într-o biserică să asculți cuvântul lui Dumnezeu, este miracolul lui Dumnezeu că încă mai are har. Și noi ne rugăm ca Dumnezeu să lungească perioada harului. Noi ne rugăm ca Dumnezeu să dea mântuirea sufletului și să dea vindecarea trupului. Ne rugăm ca Dumnezeu să facă cea mai mare minune, mântuirea noastră. Ca să facă vindecări în trup, ca să potolească vântul și marea, ca să facă lucrări supranaturale în domeniul forțelor naturii. Dumnezeu le-ar fi putut face din cer. Dar ca să ne mântuiască, a trebuit să vină aici jos pe pământ să ia păcatele noastre, să îmbrace trup omenesc, să meargă la cruce să plătească pedeapsa păcatelor în locul nostru, pentru ca prin moartea Lui să putem primi darul iertării și a împăcării cu Dumnezeu. Într-o călătorie
din Statele Unite spre țară. În același avion cu mine era o fată a unei familii de credincioși de aici din biserică. În avion i-a stat într-o parte, eu în altă parte, cum au fost repartizate locurile. A fost una dintre călătoriile cu cele mai mari turbulențe și avionul s-a zgâlțit din toate încheieturile. A fost o călătorie grea. Când am ajuns la Budapesta, o așteptau părinții, au întrebat-o cum a fost călătoria și fata a spus că a fost o călătorie deosebit de grea, cu turbulențe, cu avionul care s-a zgâlțit din toate încheieturile, și părinții au întrebat: și nu ți-a fost frică? Și fata a zis: nu mi-a fost frică, pentru că a fost și fratele Paul în avion. Dragul meu, scăparea și izbăvirea nu este în mine. Izbăvirea este doar în Domnul Iisus Hristos. El poate să vină cu tine la tine acasă. El poate să vină în inima ta. El poate să te treacă biruitor prin încercări. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă ai vrea să te rogi ca Dumnezeu să îți vină în ajutor, să te izbăvească, să te mântuiască, să schimbe sufletul tău, să te treacă biruitor prin încercare, să te ajute să mergi aici pe calea credinței și la plecarea în veșnicie să ajungi la El acasă, aș vrea să mă rog și eu pentru tine. Dar înainte de a mă ruga, așa cum stăm cu capetele plecate în rugăciune, arată-mi printr-o mână ridicată prin care vrei să spui: și eu mă rog pentru sufletul meu, dar roagă-te și tu pentru mine. La balcon, dacă este ceva, ridică mâna sus și ține-o câteva clipe ca să pot vedea. Să vă binecuvinteze Dumnezeu. Să vă binecuvinteze Dumnezeu. Da, sunt și alții la balcon. Să vă binecuvinteze Dumnezeu. Jos aici în sală, sub balcon, dacă este ceva, ridică mâna sus și spune: aș vrea să vă rugați pentru mine. Să vă binecuvinteze Dumnezeu. Da, v-am văzut și acolo, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Lăsați mâinile jos. Am să mă rog. Și apoi am să te rog să te rogi împreună cu mine, într-o rugăciune în care vreau să te ajut să vii înaintea lui Dumnezeu cu viața ta. Ne închinăm înaintea ta, Doamne, și mulțumim că ești Dumnezeul dragostei. Mulțumim că ai toată autoritatea în cer și pe pământ. Mulțumim că ne iubești. Mulțumim că îți pasă de noi. Mulțumim, Doamne, că nu vrei să ne lași să ajungem în iad. Mulțumim că l-ai trimis pe Fiul Tău ca să ne mântuiască din păcat, să ne scape de pedeapsa iadului și să ne pregătească un loc în cer și să deschidă calea spre cer. Doamne, mulțumesc că ești cu noi aici în necazurile de pe pământ. Sunt atâția bolnavi în trup, Doamne, atinge-te de trupurile lor. Și te rugăm prin îndurarea ta, Doamne, dă-le și vindecare. Sunt atâția, Doamne, care suferă în suflet, în robia și boala păcatului. Doamne, te rugăm, eliberează-i de păcat. Dă-le credință mântuitoare. Dă-le hotărâri sfinte să se întoarcă la tine. Întinde-ți mâna, Doamne, și rupe lanțurile robiei. Doamne, dacă sunt furtuni acasă, te rugăm să mergi cu ei acasă să potorești furtuna. Dacă sunt furtuni în suflet, dacă sunt frământări, dacă sunt dureri, dacă sunt dezamăgiri, dacă sunt răni adânci acolo, Doamne, te rugăm în îndurarea ta, vindecă-i de rănile acelea. Doamne, cea mai cumplită rană este rana păcatului. Mulțumim că ai venit să ne eliberezi din păcate. Eliberează-i, Doamne! Mulțumim că ne-ai scăpat din atâtea necazuri și nenorociri. Doamne, te rugăm, scapă-ne și de iad. Și ajută, Doamne, ca inima noastră să se lipească tare de Tine. Te rugăm, binecuvintează familia fiecăruia. Pentru aceia care au ridicat o mână în semn că au nevoie de rugăciune, Doamne, te rugăm, Tu care cunoști situația și necazul și frământările fiecăruia, te rugăm, Doamne, să le dai biruință și izbăvire. Și mulțumim că ne asculți, pentru că ne-ai făgăduit că ce vom cere în numele Tău, ne vei da după îndurarea și bogățirea harului Tău. Dacă ai ridicat mâna sus,
Acum te rog în inima ta, roagă-te după mine cuvintele acestei rugăciuni. Doamne Iisuse, mulțumesc că Tu ești Mântuitorul lumii. Mulțumesc că Tu ai murit și pentru păcatele mele la Calvar. Doamne, îmi cunosc păcatele și te rog din toată inima, iartă-mă de toate păcatele mele. Spune, Doamne, mulțumesc că nu mi-ai luat zilele până acum. Mulțumesc că mi-ai mai dat viață. Doamne, te rog, dă-mi viață veșnică. Ajută-mă, Doamne, să mă întorc cu toată inima spre Tine. Ajută-mă, Doamne, să trăiesc pentru slava Ta. Ajută-mă, Doamne, să mă feresc de tot ce-i rău și să fiu un om, să fiu o ființă care este plină de bunătatea Domnului Iisus Hristos. Lasă Duhul Tău cel Sfânt să vină peste viața mea și dă-mi adevărată pocăință și naștere din nou. În numele Domnului Iisus, mă rog. Amin. Acum, așa cum stăm cu capetele plecate, dacă te-ai rugat rugăciunea aceasta împreună cu mine, acolo unde ești, arată-mi printr-o mână ridicată. Adică mâna sus și ține-o câteva clipe ca să-mi arăți. Vă mulțumesc și să vă binecuvinteze Dumnezeu, da? Să vă binecuvinteze Dumnezeu. Jos aici, sub balcon, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Să vă binecuvinteze Dumnezeu. Imediat la terminare, o să vă invităm să veniți aici în față să primiți Cuvântul lui Dumnezeu și câteva cărți care să vă ajute să înțelegeți mai bine ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu aici, să mergi din biruință în biruință, ce înseamnă să te bucuri de viața pe care o ai și ce înseamnă să-i spui, Doamne, până acum poate s-au rugat alții pentru mine, de astăzi încolo, mă rog eu pentru cei din casa mea, pentru prietenii mei, mai dă-le un an de îndurare și har. Mâine seară va fi o seară de tineret. Și vă invităm la seara de tineret pe toți tinerii, și dacă mă întrebați până la ce vârstă cineva e tânăr, până la vârsta de 80 de ani. După 80 de ani începe bătrânețea și dacă pot veni și bătrânii cu noi, îi primim cu drag. Duminică seara vom încheia săptămâna de evangelizare și vă invităm, dacă e posibil, să stați ca familie. Mâine seară însă o să ne întrebăm, Doamne, de ce mi-ai dat trupul acesta în care m-am născut? De ce m-am născut în trupul acesta? Ce plan ai cu mine? Vreau să înțeleg, Doamne, eu mi-aș fi dorit altfel de trup. Mi-aș fi dorit altfel de familie. Mi-aș fi dorit altfel de talente și de capacități. De ce mi le-ai dat pe acestea? Mâine seară vom încerca să răspundem și la întrebarea de ce se zice că dragostea e oarbă? Pentru că am vrea ca tinerii noștri să aibă ochii deschiși. Duminică seară o să rog să stați ca familii împreună în măsura posibilităților, pentru că este semne și minuni la porțile veșniciei. Împreună ca familie aici și acolo toată veșnicia. Amin. Duminică seara la terminare aș vrea să mă întâlnesc cu toți cei care în săptămâna aceasta v-ați decis să îl căutați pe Domnul, să ne întoarcem la El. Vom avea un timp de rugăciune la terminare în sala de nunți a bisericii, dar binecuvântarea Dumnezeu să fie cu noi toți. Amin.